Salutare! Am predat aparatul de Slovacia. Aparatul l-am predat pe sensul de intrat în Ungaria, bineînțeles, spre Vama Raica. Aparatul se predă, sunt terminal de camioane, după cum vedeți aici e Vama, la vreo 500 de metri, partea stângă, intrarea în Vama, unde o să avem indicator cu locul unde predăm aparatul. E un birou în dreapta, un pic mai ascuns. O să aveți imediat un video unde o să vedeți biroul respectiv unde se predă aparatul. În momentul de față nu se mai predă, nu mai primim avansul care l-am dat de 50 de euro la aparat, decât primim o foaie prin care o să ne returneze banca banii. Eu lucrez într-o companie mai mare și pentru mine nu o să fie asta o problemă. Îmi predau respectiva hârtiuță la firmă și firma o să-mi vireze banii, iar ei prin bancă o să-și recupereze banii. Aspectul ăsta vreau să-l specific, că banii nu se mai returnează cash, garanția. Și că se poate preda aparatul pe sensul de mers către Ungaria, fără să fii nevoit să treci pe cealaltă parte de autostradă. Eu așa credeam că pe cealaltă parte să returnează aparatul, din câte mi-au spus anumiți colegi. Succes!